Ua, ce-mi plac aplauzele! Bravo, mai aplaudați încă un pic! Să mai aud odată! Wow, ce-mi plac! Super! Super! Mie nu-mi plac ăștia smeriți, mie-mi plac aplauzele! Ah, mă, scuzați, am uitat regulile! Psst, nu spuneți la nimeni! Regulile, măi, unde-i masca? Unde-i? Care-s regulile? Cine știe? Să-mi spună repede! Cum trebuie noi să ne prezentăm? Cu mască! Bravo! Oh! Să nu spuneți nimănui, ca să nu mă cunoască nimeni cumva! Salut, copii! Ce mai faceți? Sunteți bucuroși? Da! E ziua voastră din 1 iunie, da? Da! A, păcat! Credeam că ziua mea... Da, lasă că o fac eu să fie ziua mea! Salut, copii! Eu sunt cam plictisit și nu am nicio bucurie. Bravo! Aplaudați! Așa îmi place! Aplaudați! Fără bucurie! Super, super! Copii, nu trebuie să fie fericiți! Tu cine ești? Ce te interesează pe tine? Dar tu cine ești? Că tare îmi place că nu ești bucuros. Eu sunt... Moftulici. Moftulici. Așa mi se zice. Fain să se zice. Da, fain. Mă cheamă Matei. Mai faini moftulici, mai faini moftulici. Așa-i copică, faini moftulici. Nu-mi place. Da, n-am ce face. Dar moftulici. De ce ai mască? De ce am mască? Cum de ce am mască? Păi dacă toată lumea poartă mască, și eu, ca și lumea, nu? Copii, voi mă cunoașteți? Să nu spuneți la nimeni cumva cine sunt eu, pentru că eu am mască, așa e legea, nu? Da! Da, bravo! Auzi? Da, ai vreun virus? Ce să am? Coronavirus? Dacă ai ști tu câte virusuri am eu... Știi ce? Vrei să mă ajungi cu ceva că te plătesc? Cu ce? Păi știi cu ce, cu ce, cu ce? Să furăm bucuria de la copii și din casele oamenilor. Vrei? Da, 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 da. Dacă eu n-am nicio bucurie, de ce să aibă alții? Corect, corect. Aplauze de copii, de ce să aibă bucurie? Auzi. Bravo! Bă, ce se bucură și copiii, că... Băi, dar voi n-aveți voie să vă bucurați. Ia, nu mai aplaudați. Da. Cu ce mă plătești tu pe mine? A, păi cum, cu ce, cu ce, cu ce să te plătesc? Îți dau un telefon nou, nouț. Mai, super! Și da. Cum să te ajut? Păi uite, punem într-un sac toate mofturile din lume și le duci pe la casele oameni și mai ales unde sunt copii și le dai la tot și le împarți gratuit. Ce zici? Tare! Tare! Da, crezi că merge? Dacă te ajut eu... Cum să ce nu iargă? Distractiv! Așa-i copii? Da, da. Băi, cum nu? Invidioșilor! Ia, adu un sac, adu un sac, adu un sac. Ia, ține sacul ăsta, e bun ăsta. În cap multe. Și fii atent. Pune ce-ți dau eu, Lenia. Pune acolo. Mânia. Pune acolo. Vorbe urâte. Pune acolo, nu te mai tătuita. Pune acolo moftul la mâncare, haine asortate, desene animate, jocuri pe ecran, ceni fără rugăciune, murdărie, neascultare, egoism, pune-le tot acolo. Unde am pus, sacul? am pus, dai. Unde-i sacul? Ce idei mai ai? Îmi trebuie sacul ăla plin cu mofturi, hai da-s faine, mă. Mai am și eu câteva. Ia să aud. Buzunflori! Zbiere! Îmi place! Și lovituri! Mam, așa, strigați și voi copii mai tare! Bă, așa nu strigă, mă! Bă, trebuie să învățăm cumva, mă! Fai de capul meu! Acum, știi ce? Te duci tiptil, arunci moftul și pândești! O să te distrezi! Dar fii atent! Vezi să nu te vadă cineva. Oare să-mi pună o mască? Nu, stai liniștit, tu ești deja virusat. Lasă, să poți să dai ușor și la alții.
Ia să încerc eu aici. Ce e aici? O bunicuță? Că nepoțelul ei, măi, dar ce frumos se joacă. Le arăt eu. Bunico, e frumoasă cartea ce mi-ai dăruit-o. Dacă citești, vei descoperi frumuseți și bucurii pe care numai cititorii le știu. Mulțumesc și pentru mere. Au fost foarte bune. Ce băiat cu minte! Vii la masă, scumpul meu! Acum, mă spăl pe mâini și vin. Ce ai de mâncare? Ia de aici, prostovane! Mămăliguță cu prânză care-ți place ție! Iar mămăligă! Dar m-am săturat! Ce mâncare e asta? Fără carne? Dă-mi cu carne! Și prăjituri cu ciocolată! Da, m-am săturat de fructe! Dar, dragul meu, părinții au zis să mâncăm sănătos! Lasă-mă în pace! Mănânc ce vreau eu și mă duc la desene! Ce atât a citit? Eu nu sunt cititor! Eu vreau desene! Lasă eu, Jorda, la tine! Ce fain! Li s-a terminat cu bucurile! Ia să vedem ce mai avem aici. Doi frați, mai! Dar ce bine se înțeleg! Cum să nu-i fac să se certe? Mircea, te rog, dă-mi culorile tale. Ale mele s-au cam stricat. Sigur, dragă surioară. Imediat. Ce icoană frumoasă ai făcut! Se vede că îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu. Întotdeauna când facem ceva împreună, iese mai frumos. Și ție o să-ți iasă. Mie-mi place când zicem rugăciunea împreună. Parcă suntem la biserică și mă cuprinde o bucurie. Salut, copii! Salut! Ce mai faceți? Bine! Pictăm! Ați fost cuminți? Hai să vă îmbrățișeze, tata! Mi-a fost tare dor de voi! Și nouă, tăticule! Și nouă ne-a fost! Da, ia spuneți, v-ați descurcat cu școala online? Da, tati, dar mie parcă tot mi-e dor să merg la școala adevărată! Și mie! Nu prea-mi place la calculator. Parcă mă doare capul când termin. Mie mi-e dor de colegi și de profesori. Lasă că ne rugăm, ne rugăm Domnului. Bine că am copii cu minți. Da. Ăștia nu sunt regi la cap. Cum să iubești școala? Ia să le bag eu un bilet. Vă place școala? Copilași? Și grădinița? Da. Ia să vedeți. Să nu spuneți nimic. Dă-te mai încolo. N-am loc de tine. Of, tântălăule, m-ai greșit. Tată! De-ți dragona, nu-mi spui tu mie tântălău. Urâtule, nu te mai suport. Ești groaznic. Urâtă ești tu. Uite ce porci ai pe tine. Tu vorbești. Că parcă nu te-ai spălat de o săptămână. Tată! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Erați așa de cuminți. M-a lovit și m-a greșit. M-am pins și mă enervează. Încetați odată, nu mai suport gălăgia asta. Ia treceți la culcare, rugăciunea și în pat. Eu nu am chef să mă rog, nu vreau nicio rugăciune. Nici eu? De ce te iei după mine? Dar terminați odată! Mâine nu vă las afară! Foarte bine! Mă duc să mă joc pe telefon. Și poate te mai speri și tu din când în când. Iar comentez! Nu vreau! Voi nu vă mai potoliți, copii răi ce sunteți! Vai de mine, ce mă fac cu ei? La culcare! Imediat! Imediat! Asta-i, tată!
viață, nu plictiseală. Așa-i că merge bine? Cum nu? Și voi zbierați când vreau eu. Nici n-ați văzut moftul ce l-am aruncat. E între voi. Doi copii mai mititei la etajul 3, mai ușor de păcălit. Ce ziceți? Le-o facem, nu? Așa zbierați mai tare! Dragii mami copilași frumoși, să fiți tare bucuroși! De când ne-ai învățat despre îngeraș, nu ne-am mai certat. Da. Și tare am ascultat, mămicu. Bine, dar să nu uitați, dacă nu știți, întrebați. Și să nu vă supărați, îngerașul să-l chemați. Bine, sigur că da. Ia să aruncăm puțin un bilețel cu venin. Asta-i treaba mea. Pe sub ușă. Da, așa. Ați auzit ceva, copii? Ați auzit ceva? Da. Eu n-am auzit nimic, numai cred că mi s-a părut. Asta e jucăria mea. Bine, dar nu te certa. Îngerașul să-l chemăm, să nu ne mai certăm. Îngerașul meu, ce minte a dat Dumnezeu. Ia să-mi spui, ce faci aici? Eu? Păi, căutam furnici. Da? Și sac ce ai? Mofturi, răutăți și scai. Dă-le încoace să te scap, ca să nu-ți mai pice în cap. Dar să nu mă pedepsești, că am ascultat povești. Stacul ăsta blestemat pe nimeni n-a bucurat. Zi-mi, de unde l-ai luat? Cineva ieri mi l-a dat. De necaz eu l-am luat. Și vrei să fii fericit? Vreau, dar sunt cam zăpăcit. Ia în parte bucurie, sacul ăsta dă-mi-l mie. Fie pace în casa voastră, îngerii stau la fereastră. Iată-mă, că m-am grăbit. Bine că ne-am liniștit. Vedeți? Dacă ascultați, bucuroși vă și jucați. Îngerașul l-am chemat, iar el ne-a ascultat. Chiar dacă nu l-am zărit, am simțit că ne-a păzit. Dragul meu, Matei! Știi și cum mă cheamă? De mult nu mi-a mai spus cineva pe nume. Vezi ce frumos au împăcat și ce bucuroși sunt? Uită-te la toți copiii! Cum i-ai necăjit pe toți, pe bunici și pe nepoți? Vrei să lași moftul frumos să fii și tu bucuros? Vreau, dar nu știu cum. Ai un nume așa frumos. Fericire, dacă vrei, citește cartea lui Matei. Unde pot să o găsesc? În Biblie, dacă nu greșesc. Și cu sacul ce mi-a dat plimbării? Arunc în marea uitării. Dar știi cine ți l-a dat? Păi, era un om mascat. Spuneți voi, copilași, cine era? Diavolul. Vai, ai văzut? Mine, chiar așa
Eu l-am ascultat pe Zgândărici? Din păcate, chiar așa. Ai grijă de cine asculți, de cei buni, nu de cei mulți. Și întreabă când nu știi pe părinți, nu pe copii. Cheamă îngerii din rai, bucuria ca să o ai. Copilași, e minunat. Îngerul m-a luminat. Hai la joacă, l-a învățat, la concurs, l-a ascultat, fără mofturi. Ați uitat? Azi e zi de bucurie. Mofturi de azi să nu mai fie. Thank you.